când te ascultă dimineața, te gândești la o pâine să cumperi. Un om muncit și încercat de toate greutățile vieții, Mamaia Niculina a impresionat o țară întreagă cu povestea ei de viață. Nu cerșește, nu face rău nimănui, vrea doar să supraviețuiască. O să înceapă un timp în care colț o să stau eu, având un șir de case, camere, pătun, și eu să stau sub cerul liber să ies. Pereți o să dărâme, aici curge. Când te uiți în sus, cum e becurile astea, așa te uiți peste tablă ridicată în sus. Și au fost mulți cei care au ascultat-o și au ajutat-o, iar bunicuța, fără putere în glas, a reușit să mulțumesc celor care s-au gândit la sufletul ei, așa cum nimeni nu a făcut-o până acum. Altul dar mai mare, nici Dumnezeu n-ar putea să-mi dea. Altă mulțumire, nici nu știu cum să mai zic. Astăzi soarele a fost mai strălucitor ca niciodată pentru bătrâna de 84 de ani. Dacă exact acum o săptămână polițiștii ogoneau de pe stradă mai ceva ca pe un câine... Așa, așa, luați-vă de bătrâni. Da. Lăsați-o să trăiască și aia, e mama noastră. Dacă mama mea ar fi aici... Doamne, de ce faci scandal? Noi v-am avertizat că nu aveți voie să faceți comerț aici, da? Într-o pâine sunt plecat. Doamne, noi ne facem datorie, da? Da, mergeți la domnul primar și vă dau un corect. Și uitați dacă sunt oarbă și surd. Să mă ducă la scândurătoare, să-mi fac o gândă. Astăzi, cei care au întâlnit-o pe stradă au reacționat așa cum nu au făcut-o niciodată până acum. Iată. Nu, deci nu v-aș Lasă-o așa. Uite și o de cald aici la fiert. Nu mai am puțin, uite, o să le termin. Îi le termin. Nu se mai atinge nimeni de matale acum. Bună ziua, te-am văzut la televizor. Vrei să-ți aduc ceva de mâncare? Nu, mai că nu stau să mănânc. Nu stau să mănânc aici. De ce? Ui, nu, frigul în asta, nu am mâncat așa. Păi, adică atunci îți spun să-ți o iei acasă. Am și eu o butelcuță de ciorbă, dacă vrei să-ți aduc. Aici ți-am adus... Lasă să... Merg cu mașină încolo, aici nu pot să stau să mănânc. Mi-ai venit din la tine. Pe casă, am văzut la televizor, o să fii mulțumită. Voi v-ați uitat după mine. M-am uitat la televizor de la început până la sfârșit. Ai invis. Bună ziua. Bună ziua. La televizor. Eu fasole vroiam, galben nu mai aveți. Astăzi nu. Nu aveți și șosete de pus în picioare. Uh-huh. Șosete de pus în picioare. Ah. Da. Ia ești, ia zi voda proste. Nu știu de ce mă acuză să-mi fac atât rău cu mine. Că nu mai e. E marfa mea, e munca mea. Dar ăștia, de ce nu ia care sunt, că ia de la matale și o dă mai scump? De ce nu ia și pe aia? Unii oameni chiar s-au întors din drum să o salute pe Mamaia Niculina. Am văzut-o pe Mamaia și am vrut să o văd. Te-am văzut artistă. Uite, le-am terminat. Da, cum am ajuns să le-am terminat.